Cu ocazia mini-vacanței de 1 mai și a sărbătorilor pascale, structurile Ministerului Afacerilor Interne sunt alături de dumneavoastră. Siguranța cetățeanului este mai presus de toate. Și cu această ocazie, instituția prefectului și eu personal vă urez sărbători fericite. În această perioadă, polițiștii gorjeni se vor afla la datorie cu efective mărite pentru asigurarea unui climat optim de siguranță publică. Vă rugăm să respectați prevederile legale pentru a nu vă expune riscului implicării în evenimente nedorite, să manifestați atenție sporită în ceea ce privește protejarea bunurilor personale și să manifestați o conduită preventivă în trafic. Sărbători în siguranță! În această mini-vacanță, jandarmii gorjeni sunt la datorie. Asigurăm măsurile de ordine siguranță publică, atât în zona evenimentelor publice, cât și a lăcașurilor de cult, unde se organizează slujbele de înviere. Pentru a interacționa cu cetățenii și a le asigura îndrumare și sprijin. În contextul acestor sărbători, vă urăm sărbători fericite, în liniște și siguranță. Hristos a înviat! Suntem în pragul sărbătorilor pascale și urmează o mini-vacanță în care fiecare dintre noi ne-am planificat să petrecem timp frumos alături de prieteni, alături de familie, alături de cei dragi. Însă, trebuie să avem în vedere că pericole sunt la tot pasul, tocmai de aceea trebuie să adoptăm un comportament preventiv pentru a nu ne confrunta cu situații de urgență. Dacă te-ai confrunta cu o situație de urgență, nu ezita să apelezi numărul unic pentru apeluri de urgență 112, pentru că noi vom fi la datorie în toată această perioadă, iar în noaptea de înviere vom fi prezenți preventiv în zonele unde sunt așteptate aglomerări de persoane. Pentru a cunoaște toate măsurile de prevenire a situațiilor de urgență, accesează cu încredere platforma națională Fii Pregătit. Noi, ISU Gorj, vă urăm tuturor sărbători pascale liniștite alături de cei dragi și să nu vă confruntați cu situații de urgență.